Bună ziua! Astăzi Ministerul Sănătății vine cu prezentarea datelor privind evoluțiile pandemice din ultima săptămână, privind progresul a procesului de imunizare împotriva COVID-19, precum și cu informații privind lansarea opțiunii de înregistrare a certificatelor de vaccinare împotriva COVID în Sistemul Național de Evidență a Vaccinărilor pentru persoanele care au fost vaccinate peste hotarele țării. În conformitate cu datele statistice, valul pandemic curent, care a început în luna august în Moldova, este în descreștere. După ce Republica Moldova s-a aflat pe creasta valului în luna octombrie, în ultimele două săptămâni se înregistrează o pantă descendentă și astfel, în săptămâna trecută, au fost raportate un număr de 8.208 cazuri noi de infectări, ceea ce constituie o descreștere cu peste 16% comparativ cu săptămâna precedentă. Raportat la numărul maxim de infectări care le-am înregistrat la mijlocul lunii octombrie, acesta constituie o descreștere de circa 30%. Deci, noi, practic, suntem în această pantă descendentă într-un ritm, deci în timp de două săptămâni ne-am coborât cu 30%. Intensitatea procesului epidemic se reduce practic în toate teritoriile administrative. La nivel național, în mediu, incidența pentru ultimele 7 zile constituie 220 de cazuri la 100.000, deci noi practic am coborât sub nivelul pragului de alertă roșu și la ora actuală în Republica Moldova avem 5 teritorii administrative unde se menține nivelul de intensitate a procesului epidemiologic care corespunde nivelului roșu și acestea sunt două municipii, Bălți și Chișinău, și două raioane, Vulcănești și Oblodeni. La fel avem regiunea Transnistria, unde la ora actuală se înregistrează cel mai intens proces epidemic și înregistrăm un număr semnificativ de cazuri noi în continuare. Cu referire la rata de spitalizare, la fel și aici am urmărit o dinamică pozitivă. Pe parcursul săptămânii precedente, rata de spitalizare s-a redus. Astăzi, în Republica Moldova, avem 35 de spitale unde sunt activate paturi pentru pacienții COVID. Rata de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID la moment constituie sub 80%. Și la ziua de astăzi, în continuare, avem internați în instituțiile medicale din Republică 2.771 de pacienți cu diagnostic de COVID. În continuare, în terapie intensivă se află 341 de pacienți cu diagnostic COVID în stare foarte gravă. 43 din aceștia sunt persoanele la respirație asistată, sunt persoanele intubate. Ceea ce în continuare ne îngrijorează, dar este un fenomen care poate fi explicat, deci pe parcursul săptămânii precedente au fost înregistrate 309 cazuri de sfârșit letal de deces prin COVID-19.
ceea ce a constituit o creștere cu 5% comparativ cu săptămâna precedentă. Aceasta se datorează și efectelor inerțiale, deci noi înregistrăm cazurile de deces la persoanele care s-au îmbolnăvit în perioada, în săptămânile când înregistram un număr exploziv de cazuri noi. Până la ora actuală, în total, pe parcursul pandemiei, au fost înregistrate peste 8100 cazuri de sfârșit letal prin COVID-19. Conform datelor statistice și acelor tendințe pe care le urmărim pe parcurs a două săptămâni consecutive, putem constata că Moldova a trecut de punctul critic în acest val. Ne așteptăm să scadă în continuare și presiunea asupra sistemului medical, asupra sistemului de sănătate, dar aceasta nici cum nu trebuie să constituie un motiv de relaxare, pentru că de modul în care ne vom comporta în perioada următoare va depinde foarte mult evoluția ulterioară a acestei pandemii, mă refer la nivel național, cu atât mai mult că vedem că țările din regiune, țările din vecinătate, în continuare se confruntă cu o situație destul de încordată. Și lucru care ne îngrijorează foarte mult este ritmul în care derulează procesul de imunizare în Republica Moldova. Săptămâna precedentă au fost realizate, au fost administrate în total peste 25.480 de doze de vaccin împotriva COVID-19, ceea ce constituie cu 24% mai puțin comparativ cu săptămâna precedentă. Deci, suntem într-un ritm foarte lent acestui proces de imunizare. La fel, de modul în care vom asigura atingerea imunității colective va depinde foarte mult evoluțiile pentru lunile ulterioare. Deci, astăzi, în continuare, vaccinarea rămâne cel mai eficient remediu împotriva COVID-19 și cazul în care dorim să trecem și să schimbăm tactica noastră de la a reacționa și a înfrunta valurile în tactica de a preveni apariția unor noi valuri, acest lucru ne oferă doar imunizarea și din acest motiv în continuare trebuie să depunem de comun cu toate autoritățile și cu societatea eforturile pentru a asigura nivelul corespunzător și nivelul necesar de rată de vaccinare. Astăzi, în Republica Moldova, acoperirea vaccinală cu schema completă constituie în jur de 26%. Ne referim aici, sau acest indicator se referă la populația generală și este raportat la numărul de populație conform datelor oficiale a Biroului Național de Statistică. Atunci când recalculăm indicator la numărul de populație reală, ar fi sau atingem o cifră de în jur de 30%. Menționăm că în această statistică încă nu sunt incluse persoanele care s-au vaccinat peste hotare și imediat discutăm cu ce soluție venim și în cazurile date, în cazurile respective. Referitor la vaccinare și care ar fi măsurile pentru a impulsiona sau pentru a asigura faptul că cât mai mulți moldoveni să iau această decizie. Cunoașteți că Ministerul de Sănătății realizează mai multe măsuri, inclusiv mobilizarea comunitară, deci lucru care ne dorim foarte mult este să avem implicații în acest proces
și autoritățile publice locale, de modul de implicare și a primarilor și a liderilor comunitari, depinde foarte mult cum derulează acest proces în localități. Deci noi trebuie să avem strategii pentru toate categorii sau pentru toate grupurile țintă. La fel avem o prezență mult mai intensă mediatică cu aceste mesaje care vin să încurajeze persoanele să se vaccineze. Totodată menționez că prin eforturile autorităților și prin modificări care au fost introduse în codul muncii s-a oferit oportunitatea persoanelor care se vaccinează să beneficieze de 2 zile libere din partea angajatorilor pentru orice persoană care se vaccinează pentru administrarea fiecărei doze de vaccin. Deci încurajăm persoanele să beneficieze de acest drept, astfel acei care ezită să administreze vaccinul din motivul că nu sunt siguri cum se vor simți, dacă nu vor apărea careva reacții adverse, minore la care ne așteptăm, dar care influențează activitatea profesională a persoanelor, da? Deci pot beneficia de acest lucru, să le fie acordate 2 zile libere cazul în care se vaccinează. Totodată am menționat deja că am finalizat dezvoltarea unui modul special în sistemul de evidență a vaccinărilor și astăzi orice persoană care și-a administrat vaccinul împotriva COVID în țara, la moment în țările din Uniunea Europeană, pot înregistra acest certificat sau se pot înregistra în sistemul național de evidență. Deci, de fapt, lucru care asigurăm este omologarea certificatelor internaționale cu certificatele de model național. Noi, la fel, prin această soluție oferim posibilitatea de administrare a dozei de rapel persoanelor care au fost imunizați cu schema inițială peste hotare. Acest lucru ne va permite să avem și estimări mai reale, mai realiste acoperirii vaccinale împotriva COVID, da, prin faptul că vom înregistra în sistemul național de evidență acele persoane care au fost vaccinate peste hotarele țării. Deci, pentru a înregistra certificatul obținut, certificatul de vaccinare obținut de peste hotare, orice persoană poate accesa portalul certificate cratimă COVID .gov.md și sunt câțiva pași foarte simpli de urmat și noi imediat vom face și o mică demonstrare a cum în mod practic se realizează acest lucru. La fel există o instrucțiune cu pașii necesari de realizat plasată pe pagina web a Ministerului Sănătății și venim cu un apel către toate persoane care au beneficiat de vaccin împotriva COVID peste hotare să ia acest timp, practic aveți nevoie de mai puțin de un minut ca să vă înregistrați în Sistemul Național de Evidență. Din nou menționez că acest lucru va oferi posibilitatea să beneficiați și de doza de rapel în Republica Moldova. Și acum îl invit pe colegul nostru să facă această mică demonstrație cum în mod practic puteți înregistra certificatul de peste hotare în Sistemul Național de Evidență. Alexandru, vă rog. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua, stimați cetățeni. De fapt, pentru toți cetățenii care sunt vaccinați în afara hotarelor țării, în special care dețin certificate Uniunii Europene, Ministerul Sănătății de comun cu Biroul Regional Organizației Mondiale Sănătății a găsit o soluție care, de fapt, este foarte simplă. Durează mai puțin de un minut. Deci se accesează portalul certificat
certificate covid.gov.md, după care se accesează încarcă certificat COVID-19 de peste hotare. Pentru a putea omologa certificatul, este nevoie să dăm acces la webcameră, ca ulterior certificatul să poată fi scanat, ca să fie văzută autentificarea lui. Se scanează simplu. Deci, în acest caz, se scanează certificatul. Ulterior apar trei câmpuri obligatorii care trebuie completate. Este IDNP-ul identificator. De fapt, fiecare cetățean trebuie să fie foarte atent cum introduce acest IDNP, ca ulterior să nu poată să nu aibă probleme la descărcarea certificatului omologat moldovenesc. Se selectează raionul sau locul de baștină sau locul unde cetățeanul este, are locul de domiciliu, localitatea și medicul de familie sau centrul de sănătate unde cetățeanul este înregistrat. Ulterior se accesează salvare și pentru verificarea certificatului dacă a fost omologat, din nou se selectează pagina certificate COVID-19 și deja puteți să descărcați certificatul moldovenesc. Deci este foarte simplu, în linii generale durează maxim un minut. Alexandru, mulțumesc. O mică clarificare la câmpul localitatea. Se indică nu locul de baștină, se indică locul de reședință. Astfel vom avea posibilitatea să asigurăm evidența acoperirii vaccinale după regiunile, după teritoriile administrative. Deci ați văzut acest lucru, după cum am menționat, ne va permite ca toate persoanele să figureze în evidențele, în statisticile naționale și la fel persoanele au posibilitatea să genereze certificatul de model național. Dacă sunt careva întrebări. Luba Maxim, TVR Moldova. Puteți să ne spuneți aproximativ dacă persoanele vor face acest lucru, care va fi cifra totală potrivit estimărilor dumneavoastră? Da, evident că noi nu cunoaștem cifra totală și acest lucru dorim să obținem prin faptul că persoanele vor înregistra certificatele. Estimativ, noi estimăm că undeva în jur de 5% din populația generală au beneficiat de vaccin împotriva COVID peste hotare, dar această cifră poate să varieze. Unele instituții medicale care au dus această evidență în registre, da? Deci practic din inițiativa proprie, raportează și până la 10% din persoanele care le-au înregistrate, dar evident că valoarea variază în dependență de teritorie. Vreau să ne spuneți care este situația privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani, dar și cea de-a treia doză pentru medici. Când se va începe vaccinarea? Da, referitor la extinderea schemelor de vaccinare, în primul caz vorbim de doza booster, care este recomandată tuturor persoanelor ce au finisat schema inițială cel puțin cu 6 luni în urmă. La ora actuală, conform recomandărilor care au fost oferite de către Comitetul Național de Experți, deci ele sunt recomandări generale, astăzi specialiștii elaborează scheme detaliate și foarte concrete, pentru că în Republica Moldova, după cum cunoașteți, pentru schemele inițiale s-au folosit o diversitate de vaccinuri și atunci pentru fiecare caz specific trebuie să avem recomandări foarte clare și detaliate, astfel ca medicii care vor administra vaccinul, deci să evite orice întrebare, să aibă toate claritate, care sunt vaccinurile recomandate, care sunt dozele și pentru fiecare caz concret să includă această soluție. Noi intenționăm să demarăm acest proces cât mai curând posibil,
imediat ce primim această informație de la specialiști. Menționăm că și persoanele care au administrat vaccinul în afara țării sunt eligibili, vorbim de cetățenii Republicii Moldova, sunt eligibili pentru doza booster și au posibilitatea să o administreze în Moldova, cu condiție că demonstrează faptul că au vaccin administrat. Menționez aici că pentru schemele booster, unul din vaccinuri recomandate este și vaccinul Moderna și în Republica Moldova suntem în așteptarea recepționării acestui vaccin. Am fost informați despre decizia de alocare a vaccinului Moderna prin mecanismul COVAX pentru Republica Moldova și urmează să recepționăm aceste doze până la finele anului și sperăm că vom avea posibilitatea să le utilizăm inclusiv în aceste scheme booster. Sabina Hirianov, reporter Canal 2. Doamna Ninel Revenco a declarat că pentru booster s-ar potrivi practic pentru toate vaccinurile făcute anterior, anume doza 3 Pfizer. Da, eu din acel considerent și am menționat că trebuie să avem schemele foarte clare și în dependență de vaccinul care a fost administrat în schemele inițiale, noi vom respecta toate recomandările specialiștilor, de aceea și nu am lansat încă acest proces, că nu avem finalizat indicațiile sau recomandările specialiștilor vis-a-vis de tipuri de vaccinuri care vor fi administrate și cu siguranță nu este doar un tip de vaccin. Și aici ne conducem din nou de practicile internaționale, cu mai multe detalii vor veni specialiștii, dar practica altor țări spune că pot fi administrate atât vaccinuri care au fost utilizate în prima schemă, cât și vaccinuri alt tip de vaccin prin scheme încrucișate. Deci este foarte important toate lucrurile acestea se regăsească în deciziile, în actele normative a Ministerului, astfel ca medicul de familie să fie foarte ușor. Dacă există deja practici internaționale, de ce la noi durează atât de mult elaborarea acestor scheme? Și când vor începe vaccinarea copiilor de la 12 ani? S-a declarat că săptămâna trecută ar putea să înceapă. Da, referitor la vaccinarea copiilor și acest lucru este în proces, da? Și aici avem anumite recomandări generale care au fost oferite. Noi am menționat și anterior că părinții vor avea posibilitatea. Deci noi nu venim cu recomandări sau obligațiuni pentru acest grup de vârstă, dar posibilitatea administrării vaccinului și în Republica Moldova pentru copii de vârsta peste 12 ani, cu siguranță că este una din realități care urmează să fie lansată cât mai curând posibil. De ce durează atât de greu lansarea acestei posibilități cu vaccinarea dozei 3 și a copiilor? Da, pentru că sunt anumite procese care trebuie să fie respectate. Da? Deci de la recomandarea generală a comitetului urmează anumite detalizări care în continuare se transpun în deciziile Ministerului. Și vrem să știm dacă cetățenii străini, fără viză de reședință la noi în țară, cât s-au vaccinat până acum și știm cazuri concrete în care cetățenii din Federația Rusă au primit Sputnik acolo, iar aici se vaccinează cu ce doresc, Pfizer, Johnson. Cum s-a ajuns la acest lucru? Da, este un fenomen la care poate nu ne așteptam sau un fenomen care a apărut, s-a scos în evidență în perioada recentă. Cu adevărat, în Republica Moldova pot beneficia de vaccin și persoanele cu cetățenie străină, doar cei care au
Bine, nu viza de reședință, dar cei care se află pe teritoriul Republicii Moldova cu activitate, fiind implicați în studii sau în activitate profesională. Deci, noi, odată ce ne-am confruntat cu cazurile când persoana practic vine în Republica Moldova doar pentru a administra vaccin, aceste cazuri nu sunt acceptabile și nu sunt admise și în acest sens au fost transmise informațiile către toate punctele de vaccinare, unde s-au stipulat categoriile de persoane eligibile pentru a primi, pentru a beneficia de vaccin împotriva COVID în Republica Moldova. Și ne referim aici doar la populația din Republica Moldova, inclusiv cetățenii străini, dar care au permis de ședere în Republica Moldova. Se ia în considerare ca pacienții nevaccinați care ajung în spitale să își achite singuri tratamentul? Sunt deciziile care sunt aplicate într-un șir de țări ca una din modalități de a încuraja vaccinare. Astăzi, în Republica Moldova, după cum cunoașteți, atât vaccinul este gratis, cât și tratamentul pacienților cu COVID, la fel, este suportat din partea statului. Noi astăzi încă nu punem în discuție asemenea măsură adițională. Astăzi vorbim de alte măsuri de încurajare a vaccinării, deși vedem că statele care cu siguranță nu din motivul că se confruntă cu careva dificultăți de finanțare a sistemelor, da, și iau asemenea decizii. Ceea ce urmărim pe viitor este să extindem acele situații și cazuri unde se solicită certificatul COVID pentru accesul, da, în anumite locații, plus aceste măsuri stimulente care am menționat cu oferirea zilelor libere. Și un lucru foarte important este asigurarea verificării respectărilor măsurilor care sunt în vigoare. Pentru că și astăzi, conform deciziilor care au fost aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în foarte multe situații, persoanele sunt obligate să prezinte certificatul COVID și cunoaștem că nu nici pe departe, nu de fiecare dată aceste cerințe sunt respectate. Și acesta este inclusiv unul din motive, unu, că se continuă procesul transmiterea virusului, da? Și doi, persoanele nu sunt încurajate să se vaccineze. Da? Deci, având libertatea în acțiuni. De ce este foarte important să asigurăm și să fortificăm măsurile de control a respectării acestor cerințe. Și referitor de laboratorul de secvențiere al ANSP, când va începe deja lucrul propriu-zis acolo pentru ca să știm ce tulpini circulă la noi în țară? Da, referitor la tulpinele care circulă în țară, deci, nu avem careva foarte mari diferențe regionale. Referitor la secvențiatorul care este instalat în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, la ora actuală în țară se află un grup de experți care asigură punerea în funcțiune a acestui echipament. Astăzi noi încă nu îl avem inclus pentru a realiza testările. Dar de ce durează atât de mult procesul? Pentru că știm că instruirea lucrătorilor de la noi a început încă la începutul lunii octombrie. Și anterior s-a anunțat că această echipă de experți străini a plecat din țară.
Echipa de experți este în țară. Este un aspect care a necesitat o înlocuire a unei piese care la etapa de testare s-a dovedit că nu este funcțională și durează acest proces cât toate piesele sunt asamblate și sunt funcționale. Deci astăzi etapa de testare nu a dat posibilitatea ca el să fie pus în funcțiune. Și vedem că numărul de cazuri noi de infectare scade, dar crește numărul de decese. Care este argumentul, ce se întâmplă de fapt în spitale, de avem atât de multe decese în ultima săptămână? Referitor la decese, acest indicator contrariu altor tendințe, da, a înregistrat o creștere, deși nesemnificativă, dar o creștere, și aici avem câteva elemente care determină acest fenomen. Unul, așa cum am menționat, la ora actuală înregistrăm decese, acele cazuri care au survenit sau care îmbolnăviri care au avut loc ceva înainte, atunci când și numărul de infectări era într-o explozie, putem spune așa, da? Deci pacientul infectat cu COVID, decesul, da, survine la un anumit interval în urma complicațiilor. Deci există această diferență de timp dintre îmbolnăvire și deces. Totodată, în numărul deceselor care au fost raportate în săptămânile anterioare, s-au regăsit, au fost incluse și anumite cazuri care au fost raportate cu reținere, cu întârziere. Și aici ne referim inclusiv la o întârziere de luni, moment asupra căruia astăzi suntem în examinare, astfel ca să revedem modalitatea de raportare și să evităm asemenea cazuri pe viitor. Daniela Danilova, Cotidianul TV. La același subiect, expertă în sănătate publică menționează că numărul mare de decese este și consecința componentei de tratament, formulei de tratament care eșuează, dar și componentei de prevenire. Care este poziția Ministerului? Dacă pot să adaug la ceea ce a zis colega mea, medicii din secțiile de ATI susțin că majoritatea pacienților care ajung în stare gravă sunt cei care în primele 7 zile de la apariția simptomelor au primit antibacteriene, ceea ce deteriorează imunitatea. Referitor la poziția Ministerului, este cert că în asemenea aspecte poziția Ministerului nu poate fi una diferită de poziția specialiștilor. Și aici chiar ne bazăm pe poziția specialiștilor, ceea ce este absolut evident că astăzi protocolul clinic național care a fost revizuit și care include inclusiv componentele, elementele de tratament, schemele de tratament care sunt aplicate în Republica Moldova, el este aliniat la recomandările internaționale și aplicăm, utilizăm aceleași scheme care le aplică și în alte țări. Este diferența mare, este și în acoperirea vaccinală și cunoașteți că în peste 95% cazuri care ajung în terapie intensivă sunt persoanele nevaccinate, da? Și comparativ noi aici foarte comparând situația în țări, foarte bine vedem și efectul vaccinării. Și dacă ne uităm la datele țărilor unde acoperirea vaccinală este peste 70-80%, aceste țări, necătând la o creștere a numărului de infectări, numărul de forme grave și decese nu înregistrează o creștere paralelă. Anume din considerentul că persoanele imunizate, de fapt, sunt protejate de formele grave și de cazurile de deces.
Din păcate, încă nu este cazul Republicii Moldova. Ați văzut și cifrele. Noi avem încă un număr destul de numeros de persoane care nu sunt vaccinate, ceea ce înseamnă că nu au protecție și sunt la risc pentru a face aceste forme grave și formele cu deces. Așa cum ziceam, noi nu, totodată, cu siguranță cunoașteți că toate instituțiile medicale care astăzi sunt antrenate în asistență pacienților cu COVID, inclusiv terapiile intensive, sunt dotate și cu echipamentele, da, și cu ventilatoarele, cu sursele de oxigen. De ce nu putem vorbi de diferență în abordare sau insuficiența lacunile în tratament. Vorbesc evident că de lucruri sistemice. Da? Cu siguranță există anumite cazuri individuale la care nu mă pot referi astăzi. Referitor de acel copil din Republica Moldova, despre care a scris presa internațională că a fost confirmat cu Delta Plus în Israel, ce se mai aude la acest subiect? A fost confirmat totuși cazul? Așa cum ziceam și la întâlnirile noastre anterioare, Republica Moldova nu, și Ministerul Sănătății și nici prin canale diplomatice, prin Ministerul de Externe, nu a parvenit careva notificare privind acest caz. Deci noi nu, notificări nu au parvenit, dar Ministerul s-a interesat, dacă totuși este adevărată această informație? Noi nu avem, nu investigăm cazurile care sunt depistate peste hotare. Deci noi nu putem interveni sau nu putem cerceta fiecare caz pentru fiecare cetățean străin. Noi nu avem informații oficiale referitor la acest caz. Bună ziua, Angela Antonovici, NTV Moldova. Vreau să rămânem tot la numărul mare de decese, pentru că dacă facem o comparație cu anul trecut, când de asemenea erau înregistrate tot atâtea cazuri de îmbolnăviri, noi observăm, de exemplu, dacă în data de 4 noiembrie media săptămânală a cazurilor de decese era de 42, anul trecut, exact aceeași perioadă, era de 17. Totuși, cine se face vinovat de numărul record de decese? Da, eu nu aș pune întrebarea așa cum puneți dumneavoastră, da, cine se face vinovat, și evident că este un fenomen complex care e influențat de mai mulți factori. Unul din factori care nu putem nega și exclude din această ecuație este faptul că în valul curent predomină tulpina Delta, care este mai agresivă, și cifrele acestea sau acest fenomen nu este caracteristic doar Republicii Moldova, cu situații similare se confruntă și alte țări. Mai este și acel aspect care am menționat, lucru care am identificat recent, raportarea anumitor cazuri de deces cu o întârziere semnificativă. Și pot să vă dau referințe că în statisticile din luna octombrie și noiembrie s-au regăsit și cazurile care, de deces, care au survenit cu mai mult de 10 luni în urmă. Da, de exemplu, dacă persoana s-a infectat cu o tulpină, altcineva cu altă tulpină, ele primesc același tip de tratament, da? Sau tratamentul trebuie să fie diferit? Este important să cunoaștem că la ora actuală nu există tratament specific pentru virus COVID. Noi nu avem medicament sau soluție pentru a neutraliza virusul. Tratamentul care este aplicat pacienților COVID în mare parte este un tratament simptomatic. Și de aceea nu este cazul sau nu este motivul să discutăm prin acest aspect, sub această prismă, că nu beneficiază de tratament, că ar fi
careva tratament diferit pentru diferite tulpini. Odată ce nu avem tratament specific pentru virus COVID, cu atât mai mult nu putem vorbi de careva diferențe în cazul tulpinilor diferite. Noi am citit o informație și vrem să știm dacă este adevărată că persoanele vaccinate nu pot dona sânge. Este adevărat? Bine, la acest aspect trebuie să văd care este, care ar fi, nu pot să vă răspund imediat, dar trebuie să mă documentez cu colegii. Ministerul Sănătății a postat un filmuleț de promovare a campaniei de vaccinare cu Emilian Crețu. Vrem să știm cât a costat bugetul acestui filmuleț și dacă face parte din campania de vaccinare, campania de promovare. Ministerul Sănătății realizează campania de comunicare fiind susținut de mai mulți parteneri și pentru care îi mulțumim că ne susțin în acest proces, în acest efort. Dacă ne referim la un produs care ați menționat dumneavoastră, la acel spot video, el a fost realizat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății ca parte a campaniei de comunicare cu încurajarea vaccinării. Și cifra exactă referitor la bugetul, deci nu dispunem, a fost realizat cu suportul financiar a biroului de țară Organizației Mondiale a Sănătății. Și încă o precizare, vă rog, dacă se poate să ne spuneți care este rata vaccinării a persoanelor tratate. Noi cunoaștem numărul persoanelor tratate de COVID, dar dacă ne puteți spune rata în procente, cât ar fi? Deci dumneavoastră acum vă referiți la categoria de persoane tratate, vindecate. Da. Noi cu siguranță nu ducem asemenea statistică. Pentru noi este important să vedem care este rata persoanelor vaccinate versus nevaccinate la cazurile noi și la cazurile care sunt grave sau persoane în ATI, persoanele decedate. Nu influențează careva decizii rata de vaccinație în grupul vindecaților. O precizare. Ați declarat că cazurile de deces provocate de COVID-19, care au fost și acum câteva luni, au fost incluse recent în statistică. Da, și am zis că la moment nu pot să vă dau detalii. Acest lucru a fost scos în evidență acum recent. La moment suntem în examinare și vom veni cu mai multe detalii odată ce finalizăm acest proces. Știm că cazurile de deces nu sunt de fapt pentru ultimile 24 de ore, ci pentru 2-3 zile, în dependență de cum primiți informația de la spitale. De ce nu oferiți o statistică exactă? La ce vă referiți decese? Când vorbiți exactă? Și exacte pe 24 de ore. Da. Pentru că este un proces, da? Este un proces și ca în fiecare proces există anumite etape și pot surveni situații când apar anumite blocaje. În mare parte, da, acestea sunt în statistică, se regăsesc cazurile care au survenit în ultimele 24 de ore, totodată apar sau sunt incluse și acele cazuri care sunt recepționate cu anumite rețineri. Da? Pentru că avem și situații când din elementar lipsa persoanelor, resurselor umane. Deci noi facem alegere, fie salvăm pacientul, fie persoana dată este implicată în, sau completează toate actele pentru a raporta cazul. Sau nu au fost la raportarea cazului, nu au fost incluse datele complete. Fără a verifica acest caz, ca după ce să fim în situație să-l excludem sau odată ce nu există certitudine, cazul nu este inclus în statistică. Deci în aceste cazuri procesul poate dura una sau două zile și cu adevărat într-o minoritate de cazuri, dar ele apar cu o anumită reținere. Lucru care este inadmisibil
ca să avem cazurile care sunt raportate cu, cu întârziere de săptămâni sau de luni. Atunci, de ce în comunicatele ministerului se indică în ultimele 24 de ore s-au înregistrat atâtea decese? Și da, observăm că cifra în ultima săptămână nu a depășit de numărul de 49. Astfel, există tendința ca această statistică să fie manipulatoare? Noi nu avem statistică manipulatoare și cu adevărat sunt decese înregistrate. Faptul că el a fost înregistrat cu o anumită reținere, da, imediat cum apare, cum este declarat și după ce au fost excluse toate elementele contradictorii sau informații insuficiente, cazul este inclus în statistică. Deci nici într-un caz nu vorbim de statistica manipulatoare, noi vorbim de deficiențe în proces și am menționat că acele deficiențe care au fost puse în evidență acum recent, suntem la etapa de examinare și venim cu mai multe detalii în perioada următoare. Vă mulțumesc!